Polițiștii de frontieră a Rădenii au depistat 34 de cetățeni din Siria care au încercat să treacă ilegal frontiera în Ungaria, ascunși în 4 tiruri și 2 autoturisme. În acest sfârșit de săptămână, la punctul de trecere a frontierei Nățlac 2, s-au prezentat pentru efectuarea formalităților de frontieră pe sensul de ieșire din țară 3 cetățeni turci și 2 români, aflați la volanul unor ansambluri rutiere înmatriculate în Turcia, precum și a unor autoturisme înmatriculate în România. Șoferii automarfarelor transportau, conform documentelor de însoțire a mărfii, mobilă, piese auto și un utilaj industrial pentru societăți comerciale din Germania și Franța. În urma efectuării controlului amănunțit al mijloacelor de transport, au fost descoperiți ascunși în semiremorci, printre bunurile transportate respectiv în portbagajele autoturismelor, în total 32 de cetățeni străini. Persoanele au fost preluate și transportate la sediul sectorului pentru cercetări unde, în urma verificărilor, polițiștii de frontieră au stabilit că sunt cetățeni din Siria, ce intenționau să treacă în mod fraudulos frontiera de stat. De asemenea, la punctul de trecere a frontierei Nădlac, polițiștii de frontieră au efectuat controlul asupra unui automarfar înmatriculat în Turcia, condus de un cetățean turc ce transporta fructe din Turcia în Cehia. În urma controlului, au descoperit în cabina șoferului 2 persoane. În cadrul verificărilor preliminare, polițiștii de frontieră au stabilit că sunt cetățeni din Siria. Având în vedere aspectele constatate, polițiștii de frontieră au demarat cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trafic de migranți pentru șoferi și tentativă de trecere frauduloasă a frontierei de stat pentru cetățenii depistați ascunși în mijloacele de transport, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale care se impun.